Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din minunata noastră serie de arculeți aici. Fac, ne scutură, de fapt asta că nu ne mai scutură acum baza. Bă, fraților, ne-ai zis să apăsați butonul de like aici înainte să începem. Fraților, ne-am mutat lângă reisulețul. Băzuța aia atât mai acolo, dar nu mai folosim acum, că nu, dacă ne-am venit aici. Inițial eu vreau de la început să mă mut lângă el, dar păi nu, de unde să știu eu unde și-o făcut bază. Și iar i-am găsit asta și mi-am făcut aici o micuță bază, niște animale. Asta nu, vreau să-i punctez niște, ăsta-i mai băgăm niște viață. Bine, argiul am adus, am avut mai mulți feranodon de am omorât, că și-o făcut unul o bază pe lac acolo, în fine, poveste lungă. Asta-i băzuța, nu-i nu știu ce. Deci am eu nevoie acum, hai să mă duc să iau niște metal, uite, am asta aici, dar mai trebuie. Mi-au zis resulețul de un loc pe aici aproape, ca să dacă e adevărat sau după. Hai mai repede. Aoleu, greu să mișc asta. Bun. Da, de unde? Sau nu era aici, era mai în față? Nu știu, nu e aici, s-a evaporat cel mai probabil. Pot să mă așez mai... Ok. A, uite, asta l-am văzut de prima dată când am trecut. Ai bine, și 400. E că am trecut prin apa și n-am băut niște apă. Aici era. No, nu-i nici aici. Hai să bem apă. Apă dulce. Bă, deci nu-i nimic pe aici, interesant. De fapt, metal nu-i interesant, că eu vreau metal. Au, ce-o de adicastor. Hai să ciordelim noi niște cementing paste. Ce sună așa? Ioi, dați băițași și ăștia răi aici. 100 e bun și atâta, hai, totem de aici, up. Sorry, my friend. stai un pic. Ala mi-l trebuie. Castorașule, hai încoa. Unu, bă, nu tăți, uite mă că vintez, bă. Extraordinar, stai că mă duc până acasă să las ce-am ciordelit și mă... Opa! Fuck! A, uite încă una. Fuck, fuck! Thanks! Am nevoie. Uite mă cum vin țiganii. Stai că mă duc eu pe aici să nu mai vină. Hai, stai la cu blestemat unde mi-am pierdut eu blueprint-ul de crossbow. Bă, unde m-am bat prin boscheță, așa nu mai vezi nimic, hop. Uite, pe Janina, dar nu-i temuit încă. Încă, dau să fie. Hai, mai repede. Bă, dar nu se mai spawna copacii, asta nu-i bine. Trebuie să se spawneze copacii pe aici, că-i pădure și nu. Oh, băi, așa. Lemnul cu... Nu cu carne, cu asta. Stai, mi-a venit o idee. Una asta aici. Bagă carne, l-a făcut că am nevoie de o grămadă de carne. Sodul ăsta. Uite bă, hai, lăsăm aici un... Hai, lăsăm. Bun. Și hai să temuim noi un castor. Un păstor căstor. Ăsta. Ai destul ăsta. Puneam să-i fac saddle-ul acum, dar nu-l fac acum. Vreau să pot trece pe aici, valea seacă. Hai că testăm acum. Au, stau? Stau, ba, uite, pot strâng. Perfect. Da, unde i-am lăsat eu pe ăștia? Ce ai lăsat aici? Văd un animăluț. A, un pachi.
cap, au scap, era să zic, ia e pachii, zis și berbecuțul. Uite-ați pe băieți. Hai să mă vadă ăștia. Tu. Haide că, hai aici. M-am dormit. Agă-i repede până nu vin prietenii lui. Aha, l-am prins pe ăsta vostru, ăsta micu. Gata, ea meu, nu mai luat nici cu o tonă. De fapt, dacă îmi dați niște cementing paste castorilor, vi-l dau înapoi. Vreți așa? Cred că vreți. Dacă revin, băieți, după ce se temuiește ăsta, sper să nu-l omoare ceva. O să mai merg să mai strâng materiale. Bun, băieți, nu o să vă vină să credeți ce am făcut. De fapt, am doborât un de ăsta, un T-Rex cu bâta. Da, bine, pe serverul ăsta îți permit să faci chestia asta, că noi level 4. Dar totuși, dobori un T-Rex cu bâta. Aoleu. Mi-ar trebui niște prime, da? Din ce iau eu prime? Pronto ăla, dacă l-aș dobori sau... Tricun îți dă? Nu îți dă prime, îți dă și keratină de aia, nou. Trebuie niște prime să aduc să se facă mai repede. N-am chef să stau după el acum că e și level mic. Hai că încerc să... Stai să cât e. Ce level are Brontoza? O, 4. Hai că te stăm acum. Face și un test cu vânta. Gata. Oh, perfect, hai să tulez de aici să nu sară prietenul lui pe mine. Bă, FPS-urile, alo. Oh, face figure obesul ăsta. Ok. Acum. Să sperăm că așa ori ai venit. Bine că am observat la timp, sper că n-am filmat mult. Prostia aia. Așa, bun, hai să luăm de aici. Unde l-am luat aici? Băi, m-am sperat un pic că mi l-am mâncat careva. Hai să nu zic că e greu serverul, da? Cum n-are animale de level mare, e așa, mai diferit față de astea alte. Că trebuie să-l crești tu și de la un anumit level când aproape nici nu mai crește. În fine, e mai interesant așa să-ți faci un animal decât... Sau poți să, cum îi zice, hybriduiești, oare e ok ce am zis, nu știu. Bine, poți să faci chestia aia, îți faci puiuți. Aude, hai că se face. Faci puiuți și nu mai ai treabă. Hai că revin, nu vă mai țin pe voi după ce se face T-Rex-ul ăsta. Bun, băieți, s-a făcut și domnișorul T-Rex. Să lăsați nume în comentarii la ăsta, la Argica, nu cred că ați lăsat nume. Din ce țin eu minte că am văzut prin comentarii, nu era nume large. Hai la bază, micuțule. O să-ți plusez ceva pe aici. Dăm aici HP la greu. Am văzut din update-ul noi schimbat picioarele, capul. De ce îmi pare mie că acum asemănă mai mult cu un alosaur? Ioi, nu călca castorul. A, bun. Călca castorul. Dacă îl călca, să reau toți la bătaie. Deci că îl punem pe neutralii, pe toți, cred, sper, nu știu. Bă, iar n-am mâncare. Sper că mi s-a făcut, stai să dau și gama 3. Unde ești? Star T-Rex? Hai încoace. Hai pe ce, nu are isulețul să aibă T-Rex și noi, nu? Au ce, ăsta urcă, bun. Da,
Unde am ajuns noi? Ai putin, unde e baza? Alo, nu era... Uite baza, mă uitam prin partea asta. Unde ești, domnul? Hai! Hop, să nu decedezi pe aici. Nu, nu, am... Știți ce vreau să fac să-l... Dar fix aici o trebuie să deschid eu. Hai, intră. Bun. Să pun porțile astea înapoi. Sper că mi s-a făcut cărnița, că nu mai pot fi ăsta de foame. Alo, gara. Mi-ai făcut level, domnul T-Rex. Să-i băgăm, bă, viață, că momentan viață trebuie, după aia mai vedem noi restul. Bun, în sfârșit mâncare, bag aici, să nu-ți mai fie foame caracterule, că deja m-a săturat la câturile. Hai să învățăm Rex level-ul. Botec Rex-ul, nice. Rex. Fiber, bă, mă rupe fiber-ul. Învățatoare aia, nu, no, stai că... Până caut eu. Ai învățată, bun. Metal. Fac-o cu de-asta. Ce? Aaaa, gata. Uite, aici ai. Avem un stego lângă baza lui Reș și am uitat de el ieri. No. Mi-e ciudă acum, dar nu aveți treabă. Asta este. Un ceva interesant, nu. Azi că mai trimesc alți, azi facem armată de stego direct. Bun. Hai să strâng eu niște fiber. Dăm episodul ăsta să facem niște turete, numai că eu murim în Pteranodonul cu multă stamina și n-am un margeu și Pteranodonul ăsta și ăsta are puține și până mă duc la polimer, ai de cap meu cât faci și după aia iergen, asta am făcut, mă duc după la polimer și fix am o când să ajung la bază m-am măgat în turetele lui ăla. Eu trebuie să vin prin pădure, va, ce ciudă mi-a fost. În fine, asta este. Le rezolvăm noi cu papac. Bag aici, haide. Bun. Ce ne trebuie? Rex, Zed. Băi, ce ne trebuie? Aoleo, metal. Ne cam pus aici, cam puțin avem, dar nu. Bine că avem argeul ăsta și care destul de mult. Îngam să aibă acolo către 10k HP. Îți crește HP-ul dacă îți dau de mâncare? Parcă, nu știu. Tu, argi că ți-ai mai făcut level. Te băgăm de asta wait, că fără wait n-ai că să fă. Trebuie să mă ridic eu. Stai că uitați-mi asta, nici wait n-are, ăla avea și wait. Ah, bă, stai că eu m-am metal la mine, lol. Și nu l-am pus la făcut. N-am observat, poate voi acum ziceți, bă, Moldo, de fapt o să-mi scrieți în comentariile pe sau, bă, tu n-ai văzut că ai vei metal, atunci ce l-ai pus la făcut. Bun. Ce lemnul ăla trebuie să-l las, dar stai să facem. Deci încolo e deșertul. Nu știu dacă... Cred că e mai aproape deșertul să omorâm mantisuri. Bun, hai să las lemnul ăsta. Păstrez la mine, poate o să am nevoie de craftat ceva, cred, nu știu. Ce mai avem motorină, oh, nu știu la ce
Ah, pentru fabricator, gata, m-am prins. Nu știam de ce mie asta a prins. Bun, hai că mă duc după niște mantisuri și mă întorc cât de repede pot. Bun, băieți, am ajuns la bază. Cam greu, de fapt nu cam greu, cam lung drumul, dar nu, n-am mai filmat acolo că nu prea aveam ce. Mor niște mantisuri, nu știu ce, în fine. Mă vreau să văd dacă m-ai făcut ăștia level. Hai să dăm, am făcut 10 ca sau... imediat în câteva puncte aveam 10k. Așa, să pun asta aici. Da, 180. Asta o pot pune aici să fac cementing paste. Așa, dăm drumul ăsta. Și ne băgăm pe electronice. Astea sunt 5, da, așa cât să facem, hai să facem 5, nu 50, 75. Și acum stai să dăm, bă, da, asta e ce level, 96, turret, aoleu, numai la 100 pot să fac astea. Atunci cred că facem una de asta S plus normală. Și o fac, o pun eu cumva în vârful casei. E prea mult. De fapt nu fac acum episodul ăsta level 100, că nu cred că am cum. Avem 10k, hai să zicem, hai să vedem de fapt dacă facem. Bun, 10k. Bun, asta, asta, asta și asta, cred. Port, pet. Facem numai una, că nu strim materialele pe mai multe. Așa. La unei tureta, am luat-o. Healer. Nu le-am învățate, aoleu. M-am obișnuit eu prost. Dynamic Pillar, ce e ăsta? Să facem unul large. Aoleu, trebuie cementic, cum să... Cât am făcut? 400, hai că e bine. Am greu cu resursele pe serverul ăsta. Pillar. Small. Medium, nu. Las, oricum o să-l folosim. Dar acum mi-am dat o seama de o chestie. Bă, pun eu ăsta aici, dar nu înțeleg cum e pun. Deci nu o facem altfel. Da, medium, cat, de fapt ambele. Hai. Aoleu, ce am apus aici? Am vedea asta. Așa. Bun, nu, numai asta jos. Hai bă, fra, așa. Bun, perfect. Atunci facem baza noastră obișnuită, nu facem. Bun. Asta... mai probabil o să fie asta înlocuită, dar nu știu când. Bun, dăm start. Hai bă! Cresc că s-a blocat. Medium high. Fuck, ok. Acum să strâng niște flint să fac gunpowder dacă pot.
sper. O piatră ceva avem pe aici, avem, uite asta. Trebuie să facem și una în kilo, că au colastrăm și mai ușor. Lent, sper, nu știu, n-am încercat. Sper să fie așa. Hai că mi se atemă să beau apă de aici. Uite un drop galben. Hai să vedem ce găsim în el. Repede, că vreau să văd ce e în drop-ul ăsta. Căciula, așa. Bine și astea. O să-mi cocă capul în ea, da, nu. O să nu sar prin cutiturile alea, nu vreau. Aoleu! Bă, frate, ce-i cu pteranodonul ăsta? Nu te duce spre turete, te rog, aterizează undeva. Ce? Aoleo, unde s-o mai duci și ăsta? Unde-i? Uite-l-ai. Ce așa? Eu n-am văzut în viața mea wild culoarea asta. Na, am crezut că am materiale să-i fac saddle. Uitați, bă, ăsta-i mutant, ce-i cu el? Uitați și pe la picioare, cu mov încă. Ori și-o bătut și-a joc el și l-o vopsit așa, nu știu. Dar tare ce, hai că așteptăm să facă ăsta și ne întoarcem la bază. Bun, băieți. O terminat ăsta și am găsit aici în pădure. Fără nume. Este în pădure un de ăsta, ziceți, cum se numește. Un large chest. White menier. Și am zis, ah, ok. Hai că-l spar să vedă ce se ascunde aici. Restul nu mi le trebuie. Pteranodonule, hai, pune să mergem la căsuța noastră. Bă, nu i-o dat și niște cheratine, e un saddle, ceva. Ce armura de asta bună. Nu mi-o dat. Hai de fiomia, nu-mi trebuie. E la pușcă, șmecher, ăsta de ce e? Ecus, nu știu, ecus, nici ăsta. Hai să mergem la băzuță. Bă. Aoleu, ce m-a sperat că nu stai. Vezi ce mișto arată pteranodonul ăsta, dar nu știu de ce e așa colorat, ciudat. Verificăm noi acasuță. Level 5, ce micuț, dar colorat totuși. Bun, să bag eu astea aici. Metalul ăsta aici, luăm charcoal-ul. Ce mai am? Uite ce am luat de aici, băgăm. O, și charcoal-ul, dă-mi-l înapoi. Bun. Hai să dacă am sedel de pteranodon, tera. Fa nu stau, parcă avem și sandal. Bun, hai să-i băgăm sandalul ăsta.
Strana donna. Are ceva mutație. Băgăm până la THP, că vreau să aibă HP. Dar de ateriza nu prea vrei tu să aterizezi, așa-i? Aruncăm ăsta acum? Așa. Da. În fine, fraților, hai că încheiem episodul ăsta aici. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, eu am fost Moldo, iar noi ne revedem pe data viitoare la un nou episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, să aveți o zi faină, ciao les!